A scăzut numărul zilnic de cazuri confirmate cu noul coronavirus. Astăzi, în Republica Moldova, au fost confirmate alte 1579 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19. De la începutul pandemiei, numărul celor infectați a depășit cifra de 124.000. Autoritățile anunță că în spitale sunt internați 3882 de pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 289 sunt în stare gravă. În același timp, astăzi au fost declarate vindecate 1233 de persoane, numărul celor vindecați depășind cifra de 106.000. Cu regret, virusul ucigaș a răpit astăzi viața altor 21 de moldoveni cu vârste cuprinse între 45 și 89 de ani.